6 din cei 7 consilierii locali PDL au optat pentru a activa ca independenți în Consiliul Local în perioada următoare. Dragoș Chitic afirmă că această decizie nu vrea să afecteze partidul din care s-a retras și că va susține în continuare proiectele inițiate de primarul municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan. Ați trecut la independenți. De ce? Da, este o decizie pe care am luat-o consultându-mă și cu colegii mei din Consiliul Local. 6 din cei 7 consilieri locali PDL am optat pentru a activa ca independenți în Consiliul Local în perioada următoare. Pare rău de faptul că a trebuit să fac acest lucru în campania electorală. Nu vreau să afectez imaginea partidului din care m-am retras, dar ordonanța expiră ca termen săptămâna aceasta. Așa am considerat de cuvință, vom activa ca independent și vom susține în continuare proiectele inițiate de primarul Gheorghe Ștefan, care este în continuare membru al Partidului Democrat Liberal. Ce speranțe aveți? Sincer, am o anumită părere despre politică, părere care coincide cu părerea majorității populației. Cred că foarte multe din partidele politice au dezamăgit, foarte mulți din oamenii politici au dezamăgit și poate din această postură de independent pot să fac mai multe pentru municipiul Piatra Neamț. Nu cred că va afecta, nu cred că această decizie va afecta majoritatea din Consiliul Local, dar așa cum prevede ordonanța, o singură dată se poate opta și este clar că până la sfârșitul acestui mandat voi rămâne independent, împreună cu colegii mei vor rămâne independenți în Consiliul Local. Dragoș Chitic mai afirmă că rămâne consecvent în susținerea politicii de centru-dreapta și din postura de independent va sprijini acei oameni care merită să conducă România.